în ploaie. Am și înțeleg. Nici... Spuneai că ai oprit reality show ca să te ocupi de transferuri, dar da. Iată, mâine pleci tot pentru transferuri, tot pentru... Dar viața mea merge înainte așa cum este ea. Nu este un impediment. Dimpotrivă, ei merg după mine peste tot. Dacă am ceva super confidențial, normal că... Nu, dar acum, probabil că lumea... au fost și știu foarte bine. Se uitau foarte mulți, se uitau foarte multă lume la reality show-ul acela și vedea într-adevăr opulența acum. Mă, tu știi ce mi-a zis azi de reality show? Na. Și mi-a povestit momente din reality show de acum 5 sau 6 ani, Costin Șucan. De s-a uitat, dar de ce crezi? El se uita pentru să vadă dacă îl înjur sau cum. Un foarte bun ziarist de... Da, care era dușman. Da, era se uita la fiecare emisie să vadă. Spun ceva de pariuri? Ofu! Știu, el era ofu! Zice cumva că a jucat reghe la pariuri și că l-a băgat în portbagaj și că l-a salvat Cornel Dinu, știi? Celebra poveste că l-a salvat Cornel Dinu de la din mafia sârbă. Deci tu înțelegi? Deci toată lumea s-a uitat. Unul s-a uitat că nu mă suporta, altul să vadă de pariuri, toată lumea. Dacă atunci se vedea opulența acum, pentru că știu foarte clar, opulența este ridicată la puterea... X, la puterea 10-a, probabil. Am evoluat. E normal să am mai multe brățări în fiecare an. Că muncesc. Ți-ai făcut... Ce vrei să facă? Nu, dar Ana oricum are genul acesta de aroganță în care arată oamenilor. Eu așa am trăit întotdeauna. Și când eram mică, tot aveam lanțuri de aur. Când lumea nu avea, nu știa ce e la aur. Ți-ai făcut așa un inventar, să zicem? Ai putea să spui cam care e averea ta? Sau a familiei? O să știi că eu fac parte din aia din Forbes care își doresc să nu apară. Da. Nu aia care se bucură că-s pe locul 1. Am bani, am avere. Am și de la mama și ce am strâns eu și ce a strâns soțul meu. Dar nu știi cât. Îți dai seama că știu că nu măr s-o cotesc. Cam cât. Mereu s-o cotesc. Cam cât, măcar să le dăm, să le dai decisiva și să nu mai... Mult. Am mult. Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi vreo 20 de vieți. Așa, să trăiesc normal. Da, deci să zicem între 50 și 100 de milioane? Nu, chiar. Nu suntem chiar la 100 de milioane. Nu, am zis între 50 și 100. Da, acolo sunt. Între 50 și 100. Pentru că citeam o știre, mă rog, haioasă, că te-a confundat cineva cu o femeie de moravuri ușoare la Londra. Da, bine, nu știu dacă cu o femeie mi-a plăcut de replica. Bă, sărăcilor, te cumpăr și pe tine, și pe prietenul tău, și pe toată familia ta. Tot neamul ți-l cumpăr, dementule. Păi, credeți că eu sunt de aia de stau pe 200-500 de euro la bordură? Da. Că eram afară și... Da. Am înțeles explicația, da. Acolo pe trotuar erau fetele care, mă rog, erau în Londra, nu? Londra, ieșisei să fumezi. Super restaurant de lux și rusoaice la greu. Tu ai ieșit să fumezi și au crezut că ești una de aia. Și stăteam acolo și eu afară. Și când să dau să intru, prietene, vezi că ai luat calul invers, știi? Vezi că nu e bine, ai greșit țintă. Ți s-a întâmplat de 50-100, e o sumă, așa cum spui și tu, relaxantă și dătătoare de lipsă de griji, ca să zic așa, adică te scutește de orice grijă. Dar tot în această perioadă am văzut că poate și din cauza asta, sau poate din cauza atitudinii pe care lumea a înțeles-o greșit, ți-ai mai pierdut prieteni. Și mă refer la, că știu că erați prieteni, de exemplu, la Horia Ivanovici, știi? Care a scris un articol am revenit. Dur. Ați revenit, că el ca mine, ca tine, ca mulți alții, nu țin supărare, dar... Ești mulțumit? Ai vrea să schimbi ceva în zona asta de percepție a oamenilor? Adică dacă ajungi la 50, zic nu. 50, nu zic spre 100. Orice om când ajunge la 50 de milioane, cred că s-ar declara mulțumit și ar mai dori doar sănătate și eventual să schimbe imaginea și spre... Nu, cu cât ai, cu atât ai nevoie mai mult, pentru că trăiești la nivelul banilor pe care ai. Da, ok, dar la 50 de milioane încolo, dacă deci, nu faci aroganțe să-ți cumperi avioane private... Am 4 copii. Am foarte multe case, investiții de ținut. Nu pot să spun că nu cheltui, că îi țin acolo și nu-i cheltui. Eu cheltui enorm. Enorm, pentru că eu, după ce a murit mama... Nu la celebra vorbă, banii aduc sau nu aduc fericirea? Ai schimbat ceva relațiile interumane acestea cu persoanele apropiate? Nu, crezi că realizat, ai dezamăgit pe cineva încercând să faci banii ăștia? Am realizat că, de fapt, lângă mine este soțul, copii, soacra mea și... Foarte puțin prieteni. Și foarte puțin prieteni care... Deși tu în poze și în story-uri ești înconjurată de foarte mulți prieteni. Am foarte mulți amici. Eu nu pot să trăiesc singură. Pe mine, dacă m-ai lăsat singură, m-ai omorât.
Și atunci cum să înțelegem? Multă lume, puțin oameni. Da. Adică multă lume, puțin oameni. Da. Așa este. Deci am foarte puțin prieteni. Și prietenii pe care i-am, mă iubesc așa cum sunt eu. Nu mă judecă, nu stau să mă întrebe, dar vrei... Ai puțin pentru că i-ai pierdut pe parcurs sau pentru că așa a fost să fie? Nu, pentru că am realizat, am știut dintotdeauna. Tu știi că eu de când sunt mică, de când aveam, nu știu, 3 ani, să zic, de când îmi aduc aminte, eu eram fata cu bani. Și eu îi luam pe absolut toți cu mine. Că mă știi, așa sunt eu. Mie îmi place să văd oamenii fericiți, să-i fac fericiți. Da. Dar eu de atunci am realizat că sunt altfel și că nu cred că o să găsesc pe cineva să stea lângă mine așa, că, Doamne, ce dragoste uluitoare. Nici femei, nici bărbați. În general, și e o chestie normală, că poate și eu la rândul meu m-am folosit de oameni mult mai puternici decât mine. E o chestie firească în viață. Eu știu că absolut toată lumea s-a folosit de mine, dar mi-a plăcut. Am permis să se întâmple chestia pentru că la rândul meu m-am simțit eu bine. E simplu. Dar ai totuși... Vorba lui Moș Crăciun, toată lumea vrea ceva. Da. Așa e. Toată lumea vrea ceva. Da. Dar ai și perioade în care simți cumva singurătatea omului cu mulți bani. Nu. La nivel de prietenie. Nu. Adică, nu. Păi dacă spui că ai foarte puțin. Păi nu, am foarte puțin că așa consider eu, că ea sunt pentru sufletul meu. Am. Dar eu n-am chestia asta. Eu nu intru în depresii. Dacă intru la menopauză, nu o să am bufeuri și nu știu ce. Adică sunt un om atât de normal și iubesc viața atât de mult. O să am bufeturi, dar nu bufeuri. O să am bufeturi, vreau să am. Știi? Dar știi cum e? Capi, e simplu. Când ai foarte mulți bani, ești foarte, când muncești, foarte veselă și foarte optimistă. Asta este. Pentru că eu pot să-mi fac foarte singură. Da. Eu și dacă n-aș lua banii lui Reghecam sau banii mamei mele, dacă n-aș avea oamenii ăștia lângă mine, eu singură... Da. O să trăiesc cu 10 milioane. De fac euro. 10 milioane. De euro? Da. Aici, dacă ceva am lucrat, de euro? Da. A, nu eu. Cred. Adică, fără nicio problemă. Nu. Adică nu banii pe care eu îi fac pentru o femeie, să spune că n-aveam bărbat, n-aveam soț, n-aveam nimic. Păi spui un truism. Oricine poate să trăiască cu 10 milioane de euro. Ce ai, Doamne, iartă. Da. Eu n-aș putea acum. Da, am înțeles. Deci dacă, Doamne ferește, ar veni o criză care să te sărăcească, ce-i faci? Ai intrat în depresie? Nu. Păi zici că n-ai putea să trăiești cu 10 milioane. Probabil nu, aș intra în economii. Să zicem că ai pierde toți banii până la nivelul de 10 milioane, te-ar supăra? Nu. Știi ce dar n-ai face? Putea să trăiești. Păi nu, m-aș împrieteni cu tine, ți-aș lua banii tăi. Nu, aș cășuna pe tine. Vezi că nu. Cu mine e mână nu. Moartă. Dacă, da, dacă nu, deci în depresie niciodată. N-am avut depresie niciodată, nici nu o să am vreodată. Nu înțeleg, nu le înțeleg. Nici alea post-natale, nici post-liceale, nu le înțeleg. Nu. Poți crizale financiare. Nu înțeleg, da. Cum? Da, nu, repet ce am spus. Dar am început să spun că după ce am... Da, am început să zic că după ce a murit mama... Da, te rog. Și am stat și m-am uitat cât a tras în viața asta să-mi facă mie și Ancă-i și... Până n-a trăit. Deci ea, săraca, nu a trăit, ea nu s-a bucurat, ea a muncit până a cântat, până a scuipat sânge. Și atunci am zis, băi, de azi înainte... De aia te întrebam dacă ai pus stop pe transferul sau nu. Nu! E, cum? De acum sunt și mai puternică, revin și mai puternică. Trebuie să nu pățești și a pățit dânsa, să muncești prea mult, să nu mai ai timp să te distrezi. Enjoy life eu acum. Am înțeles. Știi? Mă duc, îmi cumpăr ce vreau, mă distrez, sunt fericită când îmi cumpăr cămașa așa cu dolari, sunt fericită când îmi iau o geantă. Ajuți oamenii amărâți? Eu? Nu mă știi? Nu știu, da. Eu te știu, de-aia, dar, de-aia toată lumea m-a întrebat, dar de ce nu faci public? De-aia mingea la fileu, da, că nu și faci public, spun, da. Păi fac pentru camera de luat vederi și pentru oamenii de lângă noi sau pentru sufletul deși meu? Viața ta e o carte deschisă, lucrurile astea vrei să le ții deoparte. Normal, dar asta de cineva care ajută, nu ajută ca să strige în gura mare. Gigi n-ai așa cum. Face. Fiecare face cum simte, eu nu aș putea să fac așa ceva. Cum ar fi să mă duc eu la niște copilași bolnavi sau la niște la o casă de bătrâni sau să mă duc cu tămbălău cu camere? Zic că Gigi făcea la Nașu, făcea emisiuni filmate cu așa ceva. Eu nu pot. Da. Bine că făcea bine, știi, dar totuși, da. Am uitat să vă zic la început că la 1272 puteți trimite mesaje, orice mesaj doriți și câștigătorul telefonului, apropo de face noi cadouri. Apropo, da. Mi-e și jenă, adică după jenă. Câștigătorul telefonului este Popa Marinela, de 40 de ani, din județul Prahova. Felicitări. Cer scuze că n-am anunțat-o la început, ne-am luat cu vorba cu alte anunțuri. Luăm câteva.